Bună seara, stimați telespectatori și ascultători ai radioului Trinitas. Vă spunem de la Putna. În sala de expoziție a mănăstirii Putna și împreună trăim momente de sărbătoare. Se împlinesc 150 de ani de când 3500 de români s-au aflat în 1871 la mănăstirea Putna pentru a cinsti 4 secole de la începutul construcției acestui lăcaș de cult, dar în același timp pentru a sărbători viitorul acestei națiuni. Pentru că întotdeauna Putna nu e doar despre trecut, ci este mai ales despre viitor. Și este despre viitor pentru că mormântul voievodului român, cel mai mare domnitor pe care l-au avut provinciile române, întotdeauna ne cheamă la meditație, ne cheamă la speranță și ne cheamă la acțiune. Acest mormânt i-a chemat și pe tinerii care în 1871 au hotărât la Putna că România trebuie să existe într-un nou areal geografic, într-o nouă formă geografică și cu noi frontiere extinse. Au hotărât că România trebuie să fie unită. Comemorăm credința lor, speranța lor și mai mult decât toate ne aducem aminte de activitatea și acțiunea lor de după momentul de la Putna. Invitații din această seară sunt domnul academician Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române. Bună seara, bun venit! Instituție care patronează serbarea de la Putna din acest an. Domnul Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava, instituție care sprijină și a fost foarte preocupată de organizarea evenimentului de la Putna. Bună seara! Bună seara! Mulțumesc de invitație! Părintele Arhimandrit Melchizedec Velnic, starețul mănăstirii Putna, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților și în același timp gazda noastră. Sărutăm dreapta și bun venit în emisiunea cu bucurie noastră și cu pace! Și domnul Marius Bostan, antreprenor, inițiator a două proiecte mari, Repatriot, destinat românilor din afara granițelor țării și Alături de Eroi, un proiect care cinstește memoria înaintașilor noștri. Bună seara, bun venit! Mulțumesc, bine v-am găsit! Domnule academician, istoria este foarte selectivă cu reținerea numelor. Foarte puține persoane care traversează o perioadă istorică sunt reținute de manuale, de manuscrise sau de scrierile de cronici. Cu toate acestea, nu cred că am întâlnit vreodată atât de multe nume care să rămână în conștiința țării și în istoria acestei națiuni, cât întâlnim acum 150 de ani aici la Putna. Și mai adaug un aspect foarte important, majoritatea lor erau foarte tineri. Erau între 18 și 24 de ani. Tineri care aveau un ideal de o maturitate incredibilă. Aș vrea să ne întoarcem puțin către acel moment, marcat, așa cum spuneați, de trei imperii care dominau unele provincii, de o Românie proaspăt unită cu două provincii în urmă cu în 1859, dar în același timp cu un ideal care nu doar se contura, ci care se matura foarte puternic la Putna. E adevărat, în 1871 a fost o generație de tineri care s-au maturizat de nevoie înainte de vreme, care au știut să facă un program de țară laborios, iar unii dintre ei, nu numai că au făcut acest program, dar l-au și văzut împlinit la 1918. Prin urmare, tinerii aceștia, începând cu Mihai Eminescu, Ion Slavici, tânărul Ciprian Porumbescu, până la Alexandru de Xenopol și mai puțin tinerii, de pildă Mihail Cogălnicianu, care reprezenta nu numai politica României de atunci, fiindcă era un politic, dar reprezenta și Academia Română,
urma să devină președinte al Academiei Române. Toți aceștia purtau în suflet o responsabilitate extraordinară și parcă știau că sunt făurari de istorie. Și cum pentru mine istoria nu înseamnă trecut, ci înseamnă prezent viu, câteodată o numesc prezentul oamenilor care au trăit în trecut, nu e un calambur, pentru mine istoria deci e un prezent viu și îmi imaginez cum au fost serbările de acum 150 de ani și cu greu îmi pot reține emoția, pentru că atunci Putna era într-o țară străină, România încă neindependentă oficial, nu se putea manifesta cu forța țării mamă, pentru că încă depindea de puteri străine mai mult decât s-ar fi cuvenit. Și atunci studenții veniți din toate cele patru colțuri ale Europei, firește din țara mamă, în primul rând de la Iași, că Iași erau aproape și abia se înființase pe vremea lui Alexandru Ioan Cuza prima universitate modernă a țării. Dar au venit din București, au venit din Blaj, au venit din Cluj, au venit din Cernăuți și cu toții au pus umărul ca să facă acest proiect al viitoarei Românii. Să nu uităm că mai mult de jumătate din teritoriile românești și mai mult de jumătate dintre românii care urmau să trăiască în România, atunci nu trăiau în România. Prin urmare, curajul lor a fost unul extraordinar și au îmbinat credința, biserica și națiunea și au pus-o pe un talger extraordinar de frumos al istoriei și parcă ne-au trimis-o nouă. Domnule președinte, curaj, credință și multă dăruire rețin din aceste, din ce spunea domnul președinte al Academiei Române, regăsim acum 150 de ani, într-o Bucovină ocupată. Astăzi cunoașteți foarte bine Bucovina, o parte din Bucovina liberă, dar în același timp cunoașteți și tot ce a însemnat acea ocupație austriacă, v-ați interesat mult și de toată arheologia acestei zone. Cum e Bucovina ca un ar peste timp? Sau ce a luat Bucovina din 1871? Da, e o temă extrem de importantă. Sunt foarte bucuros că am participat astăzi la serbarea de la Putna și parcă aș vrea să mă duc acasă cu folos, să mă vadă copiii mei, să mă întrebe, ai fost acolo, ce ați vorbit, ce ați învățat? Așa am să abordez eu tema în seara aceasta în emisiune, pentru că 1871, serbarea de la Putna a fost o școală pentru ce avem noi astăzi de făcut. Eu cred că avem de învățat. Dacă atunci altele erau condițiile, mai mult de jumătate din români nu erau în România, pentru că Transilvania, Bucovina era un imperiu austro-ungar. Astăzi este o altă realitate, dar avem alte provocări. Vedeți ce frumos spune președintele Academiei Române, că s-au maturizat repede așa generația de tineri și inteligența lor, gândirea lor pentru țară a folosit. Peste 47 de ani se întâmpla Marea Unire, dar primele semințe au fost semănate la Putna cu aceste evenimente despre unitate de neam, de țară. Noi acum avem alte provocări și am avut ocazia astăzi să vorbesc mulțime și mă gândeam oare ce să le spun. Și imediat mi-a venit în minte că peste 50 de ani se vor împlini 200 de ani de la sărbarea de la Putna. Tinerii care erau și au fost foarte mulți astăzi la Putna și îl felicit pe Părintele Stareț, pe Arhiepiscopia, Părintele Patriarh au venit, foarte mulți tineri am văzut cu fețe foarte senine, zâmbind, i-am văzut și acum la sărbătoarea cu hora care s-a încins în parcarea mănăstirii. Ce mesaj să le transmit? Ei vor avea atunci, tinerii de 20-25 de ani, vor avea 70-75 de ani. Iar la scară istorie 50 poate de ani. Poate vor fi puțin, invitați, puțin. Cum și noi am fost invitați, să spună ceva. Ca să spui, trebuie să te umpli de fapte. Haideți să
punem la cale ceva pentru țara asta. Deci programul de țară, că avem nevoie ca de aer de programul de țară. Noi acum suntem o Românie intrată în Uniunea Europeană, competiția este extraordinară stânga-dreapta, dacă nu ești atent, foarte greu supraviețuiești și dăm vina pe alții. Și cred că trebuie să învățăm și puțin încurajat tineretul, chemat la treabă pentru idei bune, să ne folosească în această competiție europeană, care este foarte benefică. Noi am vrut-o să intrăm într-o structură mai sigură, într-o structură în care ne apără, în care șansele de dezvoltare, de finanțare sunt mai mari. Dar dacă nu ești atent și nu-ți alegi drumul care trebuie, te concurează fără milă vecinul. Și a doua temă pentru mine și pentru copilul meu este că trebuie să ținem cu dinții de identitatea națională. De ce avem noi sfânt? Limbă, credință, tot ce înseamnă autentic, obiceiuri, tradiții. Nu numai că nu trebuie să ne fie rușine cu ele, ci trebuie să fie în vitrină cartea noastră de vizită. Foarte mulți în parcare mi-au spus din diaspora că și noi organizăm evenimente din astea acolo unde suntem. Eu le-am spus, puteți să faceți o mică putnă acolo unde vă aflați, pentru că putna este borna, este ancora unde veniți să vă încărcați de românism. Și asta puteți face oriunde ar fi în lume. Deci eu cred că trebuie să mergem cu niște învățăminte și putna trebuie să fie generator de idei și de programe pragmatice. Părinte Stareț, de ce putna? Ca să continui ideea domnului președinte, pentru că am regăsit pe parcursul anilor de după Revoluție foarte mulți tineri la Putna. Și cred că majoritatea filialilor ASCOR vin la Putna. La 1 ianuarie întotdeauna găsesc aici o întâlnire a tinerilor. De unde atâta tinerețe într-o mănăstire care are peste 550 de ani? Tinerețea care e la noi în mănăstire vine de la Maria sa Ștefan, cred. Pentru că Ștefan și-a iubit neamul și țara. Și dacă ne uităm la un document din 1503, spune că era veșnic treaz și darnic. E bine, Ștefan atunci veșnic treaz și darnic și era mult iubit de supușii săi, spune mai departe documentul, aceasta arată o tinerețe lăuntrică. Chiar dacă Maria sa Ștefan atunci era spre apusul domniei sale, era în al 45-lea an de domnie deja, pe 46, și el rămâne totuși mult iubit de supuși, deci a transmis celor din jurul lui dragoste, ceea ce l-ar avea. Ascultându-l mai înainte pe domnul președintele Academiei, când a spus de istorie, că istoria trebuie să o trăiești, și mie mi-a venit în gând, istoria trebuie să ne fie pentru noi agentul funcționării unui neam. Adică prin venele noastre, așa cum Dumnezeu prea bun a lăsat această viață, viața aceasta trebuie amestecată sau în viața aceasta trebuie să simțim pulsul istoriei. De aceea trebuie să ne cunoaștem istoria în primul rând. Și dacă domnul președinte al Consiliului Județean spune, amintea de cele două premise care e nevoie de a merge mai departe, ei bine, cred că istoria trebuie să ne o cunoaștem foarte bine. Deci tinerețea vine de aici, de la Maria sa Ștefan. Dar să nu uităm că totuși termenul de putna, deci cuvântul putna, puti, în limba slavonă, așa se spune că e de limba slavonă, înseamnă drum, cale. Iar acum vreo câțiva ani buni în urmă, când prin drumurile spre Putna erau mai nevoioase, mai grele, am mers și m-am rugat la cei mari să repare drumul spre Putna. Acolo e capăt de drum. Și eu spun, dar e drumul? E drumul care te cheamă? E drumul care ai mers, te-ai hrănit, cum spunea cineva într-o semnare din carte de impresie a mănăstirii, și că la Putna e bine să venim în fiecare an ca să învățăm să plângem românește. Oare de ce? Să plângem românește. Adică să ne simțim durerea și să simțim pulsul acestui popor. Mi-am amintit și de cuvintele, versurile lui Ioan Alexandru.
care amintește foarte frumos despre Măria sa Ștefan, care s-a strecurat în inima acestui popor. Zice el, să intre în inima unui popor care e cea mai strâmtă poartă dintre toate. Deci consideră inima poporului și inima noastră o poartă strâmtă. Și așa este. Gândindu-ne la vremurile în care trăim, vremuri în care egoismul a crescut, cresc buruienele pe cărare de la unul la altul, de la o casă la alta, e bine, a-l accepta pe celălalt, a-l primi în inima ta, deci e un lucru deosebit. Deci în această, să intre prin această poartă strâmtă, cum a zis Ioan Alexandru, care e cea mai strâmtă poartă dintre toate, de nu ești jertfă în lacrimile lor, nu îi cum pătrunde în eternitate. Cred că Măria sa Ștefan a pătruns în eternitate pentru că a fost alături de supușii săi, de țara Moldovei, s-a identificat cu problemele și de aceea cred că întâlnirea oștenilor și întâlnirea la hramul de la Neamță, că se spune că Măria sa Ștefan era așteptat să iasă de prin Clodri și să participe la hramul Mănăstirii Neamțului sau la celelalte unde era prezent Măria sa Ștefan, cred că întâlnirea cu Domnul era o bucurie pentru întregul neam. Și bucuria ce este? Bucuria are un mesaj, zice, tineresc. Bucuria este a tinerilor. Și poate de aici se întâlnesc lucrurile acestea. Taina aceasta a Putnei, prin care deci tinerii se regăsesc aici la Putna, chiar dacă Putna e îmbătrânită de 555 de ani, a trecut deja. Dar spre slava lui Dumnezeu, noi în viața noastră duhovnicească știm lucrul acesta, că suntem veșnic vii și bucuroși când Harul lui Dumnezeu lucrează într-un noi. Pentru că a fi în Har și a fi așezat în cuvântul Sfintelor Evanghelii, cum Eminescu avea să spune despre Ștefan, că a apărat Evanghelul lui Hristos, Evanghelia lui Hristos, pe care a iubit-o și a prețuit-o. În felul acesta, cred că și noi vom reuși și tinerii vor reuși să meargă mai departe. Să preia acest mesaj al bucuriei și al încrederii. Cred că noi, tinerilor, în ziua de astăzi, trebuie să le acordăm mai multă încredere. Ei să-și redescopere forța. Un cuvânt foarte puternic, încredere. Și aș vrea, domnule Bostan, să discutăm puțin despre modul în care noi, cei de aici, din România, geografică, încadrată de frontierele actuale, pentru că avem și o Românie de peste graniță, reprezentată de aproape 10 milioane de români, o parte în jurul granițelor României, o altă parte într-o diasporă recentă. Cum transmitem acestor oameni încrederea că pot veni acasă? Și mă leg de urna pe care o aveți în spate, pusă pe lespedea mormântului voievodului Ștefan cel Mare în 1871, pe care e scris: eroului, învingătorului, apărătorului credinței române, scutului creștinătății, lui Ștefan cel Mare. Cel mai simplu, după părerea mea, este prin exemple. Și primul mare exemplu, în urmă cu 555 de ani, cum spunea Sfințitul Părinte, s-a pus temelia acestei mănăstiri. La fel cum Daniel Sihastru, Ștefan cel Mare, au creat un loc, după părerea mea, un loc unde viitorul s-a născut, pentru că Putna asta înseamnă locul de unde viitorul a venit și a venit plecând din urmă cu aproape 6 secole și apoi, acum 150 de ani, o generație de tineri a pus bazele viitorului. Deci, cumva, legătura cu istoria, după părerea mea, este aproape imposibil. Apoi, fiecare neam a fost lăsat de Dumnezeu cu locul lui. Și asta, probabil, ar trebui mai bine înțeles, pentru că de multe ori acest lucru se uită sau
lumea nu se mai gândește la ordinea naturală a lucrurilor, cum a fost făcută lumea. Deci, probabil sunt mai recenți, oamenii devin mai recenți, nu au o ancoră foarte solidă în trecut și atunci pot fi mai ușor rupți de neamul în care s-au născut. Făcând un pas, cred că prin exemplele oamenilor din jurul nostru, și aș da exemple din această sală, ca să nu... Deci, la fel cum face domnul președinte Fluture, de exemplu, a dovedit că se poate. Aici era un drum prost. În tot județul ăsta era, eu știu cum era acum 10 ani, în urmă am trecut pe aici, am călătorit, am bătut țara asta prin natura meseriei, fiind antreprenor, fiind implicat în partea asta de afaceri, am cam bătut țara și am văzut mulți oameni. Prin exemple în administrație de oameni care reușesc să facă lucruri, adică să arate că se poate, pentru că lumea și-a pierdut încrederea, acel cuvânt de care spuneați că e un cuvânt tare, lumea și-a pierdut încrederea. Pe de o parte au fost subminate bazele de credință, adică legătura noastră cu verticala și legătura cu orizontala, iar a fost subminată ca, spun eu, o rezultantă a fostului regim comunist. Deci partea asta de orizontală distrusă, mi-aduc aminte după 89 ce drumuri aveam și cât de dezastru a fost toată țara asta, dacă luăm toate drumurile din Suceava, de exemplu, din oraș, înrupeam mașina, aveam dace, înrupeam... Bun, prin astfel de exemple arătăm că se poate. Dacă noi arătăm prin propriile exemple că se poate, și asta facem noi ca oameni de afaceri în partea asta socială, de acțiune caritabilă, încercăm să arătăm prin proiectele noastre că se poate. Astfel, avem o șansă în plus să convingem. Dacă istoria o povestește președintele Academiei atât de frumos și face ancora istorică și exemplele luminoase din istorie, exemplele de oameni care au născut viitorul până la urmă, că datorită acestor oameni trăim astăzi, datorită lor, atunci iar avem o șansă în plus. Dacă la fel cum astăzi am văzut așa o forță fantastică, toți în alții ierarhi, în mijlocul poporului. Dom'le, era în mijlocul poporului, era pe de o parte intelectual. Mi-am văzut directorul de școală de la Vicovu, fost coleg de facultate de matematică. Am văzut călugări aici, fost coleg de facultate de matematică, l-am văzut în mănăstire. Am văzut poporul și oameni simpli, la oameni simpli la cărturari. Deci asta e România și de fapt asta e esența lucrurilor. Și asta a spus Simeon Bărnuțiu foarte clar într-un discurs: țineți aproape de popor să nu rătăciți. Și Simeon Bărnuțiu a fost un mare profesor și Aron Pumnu i-a fost elev. Aron Pumnu a fost profesorul care, după părerea mea, l-a influențat cel mai mult pe tânărul Mihai Eminescu, care în 1871 participă la sărbătoarea de la Pudna, pentru că prima poezie a fost la mormântul lui Aron Pumnu. Deci vă dați seama că ideile patriotice, ideile naționale și poate și dragostea față de slove, față de litere, i-a construit-o acest profesor remarcabil, învățăcelul lui Simeon Bărnuțiu. Și aș mai adăuga aici faptul că în 1871, într-o Bucovină, repet, ocupată, autoritățile tacit au acceptat această serbare. Își credeau că vor fi niște manifestări care exced politica Imperiului. Dar cu toate acestea, probabil entuziasmul tinerilor, forța lor, i-a făcut pe cei de la Viena să accepte. Iar serbarea de mai târziu, din 1904, a fost cu 20.000 de participanți și a avut o amploare mult, mult mai mare. Aș vrea să mă duc acum, domnule președinte al Academiei Române, către, aș spune, un testament pe care Xenopol, la 24 de ani, venit de la Berlin, dacă nu mă înșel, îl lansează la Pudna. Și am găsit acolo, pentru că a fost vorba de situația actuală din țara noastră, o idee remarcabilă. Și spune Xenopol în cuvântarea festivă: o condiție esențială a reușitei este să
nu ne înșelăm asupra stării în care ne aflăm. De un realism extraordinar, nu doar entuziasmul a primat, ci și o privire foarte lucidă asupra realității istorice și asupra posibilităților istorice, pentru că unul dintre marile îndemnuri pe care Xenopol le dă pe parcursul discursului este să nu ne grăbim. Starea în care ne aflăm, domnule președinte, e o idee puternică. Așa este. Xenopol era atunci un tânăr de 24 de ani, dacă nu mă înșel. Și exemplul lui e unul de mare învățător al acestei națiuni, cu toate că numele îl trădează, să știți, nu era de origine neam de neamul lui român, însă era educat românește. Și asta era extrem de important. Xenopol este autorul primei sinteze moderne de istoria românilor și în același timp, aș zice chiar de la Cantemir încoace, cel mai cunoscut istoric român peste hotare. N-a trecut mult de la serbările de la Putna și a publicat Le Principe Fondamentaux de l'Histoire și la Théorie de l'Histoire la Paris, lucrări care l-au situat între mari filozofii ai istoriei la nivel continental. Gândiți-vă ce oameni au fost atunci la Putna. Dacă l-am lăsat deoparte pe Eminescu, care a devenit sigiliul nostru național, dacă lăsăm deoparte pe Slavici cu proza lui extraordinară, un pic uitată astăzi, o proză moralistă, dacă lăsăm deoparte pe Vasile Alexandri, despre care Eminescu zice că e rege al poeziei, dacă lăsăm deoparte pe Ciprian Porumbescu, și totuși serbarea nu rămâne săracă niciodată, dar dacă îi punem pe toți la un loc, ne dăm seama ce încredere a fost semănată în sufletele oamenilor. Unii vor zice că am venit aici să serbăm trecutul. Nu e adevărat. Putna, de peste 550 de ani, privește spre viitor. Și faptul că în toți acești ani au trecut peste ea focuri, cutremure, invazii, tătari, otomani, leși și câți alții, și-a reînviat mereu ca pasărea Phoenix din propria cenușă, știți ce arată? Că trăim într-un popor viu. Și am reușit până acum să ajungem la această realitate și cu toate că suntem uneori debusolați și ne supărăm când vedem că nu avem drumuri bune, că nu putem călători peste Carpați cum ne-ar plăcea, și că de peste 100 de ani nu ne-am legat bine provinciile istorice, cum statul cel vechi, prin Angel Saligny, un inginer de geniu, a făcut podul de la Cernavodă și era unul din primele poduri din lume. Le facem și noi. Poate că le facem mai încet, dar încrederea și speranța n-au voie să dispară. Și pentru asta, eu aici vreau să vă spun că deși mă las câteodată copleșit de necazuri, ca și domnul președinte Flutur, când am văzut tinerii, sute de studenți, în preajma mănăstirii, jucând hor românești, sigur, cu specificul local al Bucovinei, de avea impresia că trosnește pământul sub ei, și unii veneau să mă salute. Un tânăr mi-a spus, când l-am întrebat de unde e, zice, eu sunt din Canada. Un grup cu tricolor, noi suntem din Franța. Doi dintre noi suntem născuți în Franța, dar avem părinți români. Și ne-au trimis la Putna. Unul îmi spune, eu sunt dintr-o familie plecată de aici și mă aflu și sunt din Italia. Deci, vreau să vă spun că a fost o emulație cu totul specială. Nu s-au plictisit. În fața mormântului lui Ștefan cel Mare și Sfânt, ai impresia că emană o energie care pătrunde în trupuri și în suflete deopotrivă, fiindcă eu pe acești tineri i-am văzut nu numai cu mintea extraordinară și cu sufletul curat, dar cu o forță în trupurile lor,
îmbrăcați în diferite feluri. Sigur că predominau, spre marea mea bucurie, costumele românești. Tineri și bătrâni îmbrăcați după rânduiala noastră. Până și fețele bisericești aveau odăjdi stilizate după costumul popular românesc. Să știți că asta nu e o amăgire. Și mai multe popoare din Europa se trezesc treptat, dându-și seama că Europa viitorului, dacă va fi să fie, ca să-l parafrazez pe Malraux, va fi o Europa credinței, dar și a națiunilor. Pentru că Europa trebuie să fie, după părerea mea, un concert al popoarelor, care nu trebuie să rușineze nici de limbă, nici de tradiții, nici de credință, nici de origine, obârșii, nici de locul nașterii lor. Și văzându-i pe tineri aceștia, nu știu ce învățători au avut. Nu știu ce modele au avut, că noi ne plângem de lipsa de modele. Dar mi-a venit inima la loc, văzându-le fețele și trupurile, debordând de o veselie extraordinară. Nimic însă blasfemic, nimic care să tulbure armonia locului. Erau mulți călugări, tineri sau mai bătrâni printre ei, preoți, păreau că trăiesc la unison, păreau că se completează unii pe alții. Ceea ce a fost o mare, mare bucurie. Aștept mâine să văd congresul studenților. Domnule președinte, continui ideea domnului academician. A spus-o astăzi la Putna, după terminarea Sfintei Liturghii, că Europa este o construcție a națiunilor. Și ați îndemnat cumva să avem și noi o atitudine concurențială în această construcție. Să arătăm națiunea română în bogăția ei, în tot patrimoniul ei. Puține națiuni din lume și chiar din Europa se pot mândri cu o istorie atât de adâncă și cu un patrimoniu atât de bogat. Aș vrea să mă opresc asupra acestui aspect al purtării costumului tradițional. Acum 20 de ani nu purta atât de multă lume costumul tradițional. Și am văzut că Bucovina s-a transformat în ultimii ani. Oamenii sunt mândri când poartă aceste tradiții. Astăzi, domnul președinte al Academiei a vorbit pe scenă și atât de mult m-a sensibilizat, ca să spun așa, despre emoționanta lecție de istorie și degetul pus acolo unde trebuie, așa pe rană, mă gândeam ce să spun, că urmam la discurs. Acum, în emisiune, vă mărturisesc că ascult toți invitații, fiecare nemaipomenite aprecieri despre sărbarea de la Putna. Am să încerc să fiu foarte direct și să fiu eu însumi. Și să vă spun ceva de suflet. Eu am intrat în politică, nu vreau să vorbim de politică aici, în 2000. Am fost câteva mandate în Parlament. Și am simțit că nu sunt eu. Dacă nu mă duc acasă să mă așez pe un cântar, să mă cântăresc câte kilograme am, politic vorbit. Și am venit pe uninominal pentru că am simțit că au nevoie bucovinenii să le răspund la niște provocări. Vă rog să mă credeți, sunt la al treilea mandat, președinte aici. Nimic nu e mai bun și mai sfânt decât să te amesteci cu ai tăi. Dacă ești bun, te iau în horă, sunt încă transpirat că am jucat cu ei azi. Dacă nu, te ceartă, te critică și s-ar putea să o pățești. Dar e o selecție atât de frumoasă și de dreaptă asta, încât Bucovina asta face minuni. Și uitați-vă ce case au oamenii ăștia. Cât de harnici, s-a umplut lumea de ei. Un pic, dacă îi organizez, fac minuni. Și am să vă spun o întâmplare. Am negociat un proiect, eram ministru agriculturii. Pe o măsură, femeia de la țară, femeia din rural, mama mea, Dumnezeu să o ierte, Ecaterina, țăsea catrință și cosea cămăș. Și eu mi-am lăsat aminte că în casă așa am trăit. Și am negociat un proiect pentru servicii neagricole la țară, femeia din rural. Știți că în județul Suceava sunt 10 proiecte de acelea din vremea când eu eram ministru și la Straja, și la Mănăstirea Humorului și țesca trințe cos cămăș. Iar noi ce facem? Evenimente în care încurajăm portul popular. O să vă arăt evenimente, baluri de gospodari cu 1000 de tineri îmbrăcați popular. Au comenzi oamenii. A început să revină portul popular acasă.
Dar secretul care vi-l spun eu, ca boț de humă de aici, din Bucovina, că ne-am amestecat cu ei și atunci când te amesteci și simți că vorbești și promovăm împreună. Biserica a fost totdeauna, am lansat proiectele turismul Paștele în Bucovina, Crăciun în Bucovina, Pelerin în Bucovina, gustă din Bucovina, gastronomia, toate cu biserica. Să știți că și Hora Bucovinei, care am început-o, o facem cu binecuvântarea preotului. Știți cât de mult contează legătura asta după ce se termină slujba și vine și îți binecuvintează? Poate că ăsta este secretul, că găsiți în Bucovina atâția tineri îmbrăcați în costume populare. E și o competiție acum. Să știți că și eu mă îmbrac, îmi cer scuze că azi n-am fost în costum popular, foarte des în costume populare. Și până la urmă, eu am văzut și în Parlamentul European, am fost la Bruxelles și am promovat produs în Bucovina, un proiect produs în Bucovina. Au rămas impresionați parlamentarii din Parlamentul European. Trebuie să fim mult mai îndrăzneți în a vorbi despre România, despre costum, despre tradiție, despre credință. Acum avem un film, Drumul Civilizația Lemnului, de la sămânța de brad până la Stradivarius. Știți cât de gustată este de oamenii care vin și le vorbim așa ceva? Știți cine o fac asta? Țăranii din zona de munte. Atâta de frumos. Vă invit să vedeți Muzeul Lemnului pe care l-am renovat pe un proiect european și care este fantastic, exact pe civilizația lemnului. Ca să vă dau așa un exemplu. Părinte Stareț, rămân la evenimentul din 15 august de astăzi, pe care îl încheiem în prima lui parte, și mi-aduc aminte de liniștea care s-a făcut în curtea mănăstirii Putna acum câteva ore, când un tânăr bucovinean, chemat de la Viena, a interpretat în sunet de vioară balada lui Ciprian Porumbescu, văzând cu ochii aievea, acum 150 de ani, pe tânărul Ciprian Porumbescu, de doar 18 ani atunci, însoțit de tatăl său, un preot, Iraclie Porumbescu, cântând Dacii întregi. Venirea lui Tudor Andrei astăzi la Putna a fost o bucurie. Tudor l-a mai invitat în 2011, când s-au plinit 140 de ani de la serbarea lui Eminescu, de aici, de la Putna. Și Tudor a venit, el este un tânăr de aici, din Bucovina, din Dărmănești, Măreția. De aici este mama lui și bunica, a mers chiar și a vizitat-o. Și este stabilit în Viena și eu am nădejde că totuși se va întoarce acasă. Liniștea, pace de care ați amintit dumneavoastră, că atunci când Tudor și-a luat vioara să cânte, sincer vă mărturisesc, și pe mine m-a surprins. Și aceasta arată că poporul este însetat, dorit, dorește altceva. Deci vrea să-i dai ceea ce sufletul lui cere. Căci în adânc, în adâncul inimii noastre, căci de acolo din adânc țâșnesc absolut toate, încă este acea dorință de bine, de pace, de bucurie, de a pune în ceea ce vrea Dumnezeu pentru noi. Cunoaștem foarte bine că binele, bunătatea, frumosul este gândul lui Dumnezeu înfăptuit de noi oamenii. Și în momentul când Tudor a luat vioara, mă gândeam probabil că unii vor mai pleca. De unde? Și cei care erau în mișcare s-au oprit și au ascultat balada lui Ciprian, compusă de Ciprian Porumbescu și interpretată astăzi de Tudor Andrei. Avem nădejde că astfel de tineri, care, așa cum este Tudor, care a plecat, să se întoarcă sau acolo unde sunt, să facă cât mai mult pentru neam și pentru țară. Dar dacă domnul președinte a pus accentul pe partea aceasta exterioară, eu m-aș duce mai mult și la partea interioară. Costumul nostru popular, costumul acesta național, nu exprimă altceva decât starea lăuntrică. A apărut
gândind, cugetând, lucrând cu acul, bunica, bunei, părinții noștri, strămoșii noștri, lucrând cu acul, dar florile ei le-au creat pentru că a venit cumva dorul acela din adânc, a țâșnit. Sunt o expresie a unui interior. Da, o expresie a stărilor interioare. Și de aceea cred că trebuie și mai mult, și e bine, biserica să fie prezentă și acum aș zice trebuie și mai mult să ne implicăm, biserica să implice nu numai în școli, ci chiar și în grădinițe, cu un alt preasfințitul arhiepiscop Pimen trecut la Domnul Veșel de acum un an în urmă, aveam de multe ori discuții ce facem pentru cei din arhiepiscopia noastră, pentru poporul, pentru credincioșii noștri. În alt preasfinția sa era permanent înclinat spre căminere de bătrâni. Iar eu, de multe ori, cu oarecare o brăznicie, o mărturisesc și o recunosc, spuneam, trebuie să ne îndreptăm spre grădinițe, spre copiii aceștia mici. Pentru că noi, generația noastră, avem grijă de părinții noștri. Pentru că avem o educație, am primit o educație, acesta e adevărul. Dar cei care acum sunt mici au nevoie parcă și mai multă, căci noi vom fi pe mâna lor. E un adevăr. Și de aceea trebuie să, biserica ar trebui să aplece și mai mult. Am observat în Basarabia, în Moldova, se pune accentul pe școlile duminicale. Se organizează acele școli duminicale când tinerii, copiii se adună în după amiază la biserică și se fac acele ore de religie. Cred că noi, clerul, în mod deosebit, trebuie să ne aducem aminte de cateheze. Trebuie să ieșim în întâmpinarea tinerilor cu acele cateheze frumoase pe care să le pui în fața copiilor, să-i atragi și să scoți, să accentuezi, să scoți frumosul din ei. S-au spus aici cuvinte deosebite, că au văzut pe tineri astăzi deosebiți, frumoși. Să nu uităm frumusețea aceasta pe care am văzut-o pe chipul tinerilor vine din frumusețea interioară. E o lucrare, e o lucrare a lor interioară. Și dacă ne uităm la tinerii care s-au înscris, vedem că aproape, aș zice eu, 90% dintre ei țin legătura strânsă cu biserica. Și ascultându-l pe domnul președintele Academiei, vorbind despre popor, biserică și popor, oare în vremea Măriei sale se putea vorbi de stat și de biserică ca două instituții separate? Nu. Era una. Clerul și poporul și domnul aveau un singur scop. Binele întregului neam. Și pentru întregul neam ei se străduiau ca să fie bine. Și de aceea îl întâlnim și pe vlădică, pe câmpul de luptă, îl întâlnim și pe preot. Și ne amintim, aceasta a fost până în primul război mondial și dacă nu mă știu, și al doilea război mondial. Poate mai puțin în al doilea război mondial, dar în primul război mondial clerul a fost prezent în rândul ostașilor noștri. Deci împreună peste tot. Și binecuvântare, iarăși, de care s-a amintit. Păi o binecuvântare ce este? Nu este altceva decât o prezență. O prezență a lui Dumnezeu. Care ce aduce? Limpezime. Limpezime minții. Și avem nevoie de atâta, de foarte multă limpezime a minții. De acel discernământ de care vorbesc patericele noastre. Avem nevoie de mult discernământ. Ca de ce? Putra înseamnă drum, cale. Ca să ne aflăm calea permanent. Dar noi o avem. Am aflat-o. O avem. Dar să știm să ne păstrăm pe ea. Și să știm cum să chivernisim și să mergem pe ea mai departe. Chiar dacă este o însemnare a lui Sadoveanu de mai târziu, se vorbește, se spune că pe la 1820, cam așa, aici în Mănăstirea Putna era un călugăr Veniamin. Și e o istorioară scrisă de Sadoveanu. Și cineva a mers, călugărul Veniamin, acela cugeta într-o sine,
oare noi cât vom mai fi împărțiți în mai multe, cum erau, în 1871 erau între imperii, până când neamul nostru va fi? Și se spune că el a venit, s-a rugat la mormântul Sfântului Voievod Ștefan și în cele din urmă i s-a arătat că peste un veac vor întregi hotarele. Și într-adevăr a venit. Da, și a întrebat, dar ce va fi mai departe? Și a primit acest răspuns. De se va întemeia neamul și țara pe adevăr, dreptate și muncă. Zice că vor merge mai departe. Iar de nu, spune în acea istorioară de acolo, vor fi mereu pe muche de cuțit și la margine de prăpastie. Cunoaște foarte bine, expresia este din popor, pe muche de cuțit și la margine de prăpastie, adică ce înseamnă? Ei bine, cred că aici trebuie să umblăm mai mult și să punem accentul. Hristos este calea, este adevărul. Fără El nu putem face nimic. Nu putem să ne despărțim. Nu se poate despărți statul de biserică și biserica de stat. Împreună trebuie să fim și cred că în felul acesta vom izbândi. Și vom izbândi. O foarte frumoasă temă pe care aș vrea să o dezbatem puțin. Această legătură care nu trebuie numai digitalizată, la parte naturală între credință și națiune, între biserică și națiune. Mai ales în diaspora, știu că da. Credința are un rol esențial în păstrarea identității. Noi am rămas, prin programul Repatriot, am încercat să întărim legătura diasporei cu țara și am început mergând direct, deci suntem un grup de câteva sute de antreprenori și călătorim și discutăm în direct și încercăm să influențăm cât mai mult pe cei care au un gând de a reveni, au un gând să revină și să construiască acasă și să facă afacere acasă. Și am, în ultimii 5 ani, avem rezultate mult mai bune decât ne așteptam. Când am început, părea o luptă cu morile de vânt. Dar realitatea ne-a arătat că rezultatele sunt mult peste măsura așteptărilor noastre inițiale. Și ce am observat? Tineri, exact aici, la Putna astăzi, la serbare, erau în bisericile ad hoc până la urmă ale noastre din străinătate. Adică eram în Irlanda, era un cort pur și simplu improvizat și am văzut sute de români tineri și acea biserică era plină de copii. Deci era plină de copii în urmă cu câțiva ani. Și același lucru l-am întâlnit în multe alte locuri. Deci noi de fiecare dată când am mers într-o zonă am vorbit cu ierarhii și în același timp cu preoții locului și acea școală de duminică, să știți că are un rol fantastic de bun pentru menținerea legăturii identitare și legătura de limbă, pentru că ei învață în alte limbi în școlile respective, la școala de duminică și preoții se ocupă în special și mai sunt ceva profesori de limba română pe care statul îi plătește sau statul îi trimite, dar sunt într-un număr foarte mic. Cred că tehnologia ne ajută cumva, deci ne poate ajuta, este un instrument bun și ar putea ajuta să menținem această identitate. Statul, revenind la problema asta, statul s-a separat de biserica de stat, s-a separat recent. Dacă ne gândim la scara istoriei, până la urmă, biserica a fost și stare poate civilă. A fost nevoită biserica, da. Să se repare. Biserica a fost și stare civilă, a fost și școală, universitate și medicină, până la urmă. Dacă ne uităm cu 150 de ani în urmă, nici nu trebuie să ne ducem foarte mult în istorie și o să descoperim lucruri remarcabile. Până la urmă și închisoare. Erau așa numitele închisori mănăstirești, unde se făcea și un pic de reeducare. Erau mult mai normale, erau mult mai eficiente decât o recuperare mai multe închisori. Deci este evident pentru orice om de bună credință, rolul bisericii este formidabil pentru a construi o societate. Până la urmă, Occidentul, așa civilizat și așa dezvoltat cum e, datorează în mare măsură credinței, principiilor creștinismului, principiilor ideo-creștine, plecăm de la Vechiul Testament, și
bisericii. Până la urmă, biserica a fost cea care a făcut această operă formidabilă și biserica a făcut această operă formidabilă în toată Europa. Deci Europa, civilizată, cum o vedem astăzi, este evident pentru orice om care cunoaște istorie, geografie, a studiat cât de cât, este evident că este rezultatul acestor lucruri. Din păcate, nu știu, câteodată îmi scapă, pare ceva, pare o... exagerez poate, dar eu văd o forță a răului, o forță a răului care se propagă de 100 de ani încoace, a spune de la Revoluția Bolșevică chiar în mod insistent, de distrugere, poate de la Revoluția Franceză începând așa precursor, dar aceste lucruri se întâmplă, le observăm, sunt teologi, sunt filozofi care le discută, sunt oameni de știință, eu sunt un biet om care urmăresc, citesc, mă preocup acest lucru. Eu cred că credința puternică, încrederea în viitor, ne poate da această speranță. Deci statul, în mod cert, trebuie să conlucreze cu biserica, cât mai strâns cu putință, cu atât mai bine este pentru popor și pentru societatea în ansamblu ei. Revenind la toate aceste piedici, eu cred că pot fi trecute dacă oamenii capabili, intelectuali capabili, știu să argumenteze și să verbalizeze aceste lucruri. Din păcate, eu cred că înainte a fost o afirmație extraordinară, eu cred că poporul a luat-o pe undeva în fața clasei intelectuale, nu știu, s-ar putea să șocheze aceasta. Eu cred că pe undeva poporul e mai inteligent decât mulți dintre intelectuali de astăzi și am observat acest lucru de foarte multe ori. Oamenii din companiile în care lucrez, oamenii cu care mă întâlnesc, sunt oameni de o concretețe și de o profunzime a judecății și de o corectitudine a judecății fantastică, care o găsesc mai puțin în zona intelectuală, care a început să relativizeze orice. Oameni de dată recentă nu mai au nimic în calcul decât propriile senzații. Și asta, din păcate, frânează un pic încrederea. Și revenind la Europa, extraordinar discursul domnului Flutur, oricum, biserica este fundamentul și nu mă așteptam ca biserica să aibă altă opinie, dar domnul Flutur, ca un important lider politic, a ținut astăzi, după părerea mea, un discurs remarcabil și lecția de istorie. De asta, revenind la Europa, cred că cele, de exemplu, milioanele de care discutam la început, poate să fie un avantaj pentru Europa. Adică gândiți-vă că în Italia, în Anglia, că tocmai au fost numărați, sunt peste 1 milion de români. Gândiți-vă că mai sunt 1 milion de polonezi. Acești români, în mare măsură, 80%, sunt oameni credincioși, oameni cu frica lui Dumnezeu, oameni muncitori, cu respect pentru adevăr, cu respect pentru dreptate, exact valorile de care spunea părintele înainte. Deci acești oameni sunt o valoare, o bogăție formidabilă pentru Marea Britanie. 1 milion de polonezi, 1 milion de români. Deci rolul nostru, poate acesta e rolul nostru, al românilor, să ajutăm. Deci întărirea legăturilor cu cei plecați este prioritatea națională, după părerea noastră, acestui grup, Romanian Business Leaders și grupul Repatriot, care în acest moment, în Romanian Business Leaders, cred că grupăm în jur de aproape 20%, facem 20% din produsul intern brut al României de astăzi privat. Domnule președinte, mă duc către același Xenopol, Alexandru Xenopol. Și mi-aduc aminte, citind biografia lui, că a lăsat un testament ca biblioteca să fie găzduită de un oraș de peste Carpați. Tocmai pentru a asigura această unitate, această legătură. S-a bucurat că idealul lui din 1871 a fost și văzut de el, murind la doi ani după Marea Unire. Dar acest gest simbolic extraordinar de a-ți dori ca biblioteca ta să fie adăpostită, cred că orașul Arad, dacă nu mă înșel, o găzduiește, de un loc de peste graniță, tu trăind atunci când ai avut dorința aceasta,
în altă parte, într-o țară separată de o graniță. A fost un vizionar, vă spuneam, și să știți că nu e nici primul, nici ultimul. A fost un exemplu. Noi am avut în neamul acesta românesc forțe extraordinare care ne-au ținut împreună. Dacă n-ar fi fost așa, azi n-ar exista România. Am fi risipiți. O România există pentru că românii s-au concentrat și și-au făcut țara, după cum polonezii s-au concentrat și și-au făcut țara, ungurii și-au făcut propria țară și câți alții. Înainte de Xenopol, cu mulți ani, eu fiind elev la Brașov, am învățat că Ciprian Porumbescu a fost profesor al școlii mele departe de Bucovina, nu cu voia lui. Pentru că fiind în Arboroasa și antrenându-se în activități de mișcare națională care au tulburat autoritățile, a fost cumva exilat la Brașov, dar nu cine știe unde, în ce țară, ci într-un mediu românesc extraordinar. Și acolo a avut premiera operetei Crainou. Pentru mine, Ciprian Porumbescu iar de lea. În urmă cu mulți ani, domnul acesta extraordinar, mare și sfânt, care a întemeiat Putna, a fost numit de regele Imperiului Romano-German, regele romanilor se chema, care împreună cu tatălui conduceau cel mai important stat al lumii civilizate. A fost numit un fel de reprezentant al său în Transilvania, guvernator al Transilvaniei, conte al Transilvaniei. Ștefan cel Mare a fost între cei mai bogați ardeleni. Avea peste 100 de sate în două domenii și a întemeiat episcopie ortodoxă pentru neamul lui românesc. Nu s-a putut în Cluj, că orașele erau închise pentru români, la câțiva kilometri de Cluj. Și a fost și domn al țării românești prin intervențiile pe care le-a avut. Unii interpretează treaba asta că s-ar fi dușmănit cu țara românească. Nici poveste. Pentru el, amândouă erau țări românești. El numea țara românească l-altra Valahia, într-o scrisoare italiană, cealaltă Valahie. Simion Bărnuțiu, care a fost pomenit aici de domnul Bostan, Simion Bărnuțiu a fost creatorul școlii de drept la Iași, în proaspăt întemeiată universitate, fiindcă atunci când lui Cuza i s-a spus că nu poate face universitate românească, că nu sunt profesor român, a avut lângă el un sfetnic, ba da, sunt profesori români și experimentați, mulți sunt din Ardeal, că au făcut școli bune la Viena și la Berlin. Și unul dintre ei este... Deci, vedeți, astăzi discursul de care ne lovim noi este că românii în România nu pot face nimic. Că tinerii români trebuie musai să plece să învețe peste hotare. Nu li se mai spune că e bine să plece, dar să fie și cu gândul acasă, cum erau mari învățați despre care v-am spus, care se duceau în străinătate, dar veneau acasă după aceea. Continuând cu asemenea discurs, că în România nu se poate face nimic, noi, de fapt, ne ridicăm împotriva acelui mesaj al oamenilor de atunci, de acum 150 de ani, care erau risipiți în patru vânturi, mult mai mult decât suntem noi acum, și care au înțeles să se strângă la un loc, să strângă acest șuvoi național. Eu pot să critic orice din țara mea, dar trebuie să vin cu soluția. Și soluția, ca să nu fim pe marginea prăpastiei, cum spunea preacucernicul părinte, este cultul muncii. Țara asta s-a construit prin muncă. Nu ne-a fost rușine de muncă nici când am fost cu toții șerbi, supuși ai gliei și când uneori și cu mâinile scurmam pământul. Și n-ar trebui să ne fie rușine de muncă nicio clipă. Prin muncă se construiește orice. Dacă cineva își închipuie că prin șmecherie, prin amăgire, prin ușurătate, oamenii de afaceri, vă pot spune, muncesc de dimineața până seara cei care au succes. Și atunci dacă am schimbat, dacă pe lângă adevăr și dreptate, am adăugat munca, am putea face minuni. Eu recunosc că nu suntem perfecți, că nu avem drumuri, că nu ne știm gospodări bine. Dar trebuie să găsim soluții. Ca oameni de acțiune trebuie să găsim soluții. Și aceste soluții au fost expuse de cei care sunt prezenți aici. Ele trebuie doar aplicate. Și școală bună, școala bună este o școală a muncii. Și nouă ne e frică uneori la școală
să le mai dăm de lucru elevilor. Sigur, temele multe acasă nu sunt bune, pentru că copilul trebuie să aibă copilărie, nu trebuie să-i furăm copilăria. Dar am început să nu-i mai învățăm cultul muncii. Și țara asta s-a construit bine atâta vreme cât ideea de muncă era fundamentală. Sculatul de vreme, munca serioasă, mâncarea care nu trebuie să fie un lux. Mâncarea trebuie să fie o necesitate ca să avem sănătoase mintea și brațele, să putem lucra. Toate astea nouă ni le-au spus profesorii. Sigur că erau educați unii în epoca interbelică, în vremuri grele, dar am trăit în comunism. Comunismul ne-a luat uneori libertatea, ne-a trimis părinții și bunicii la canal, aproape că a oprit cultul religios, a dărâmat biserici, dar ne-a învățat cu o anumită austeritate. Ne-a învățat că nimic nu vine de-a gata. Părinții mei au fost învățați să se sacrifice pentru viitorul meu. Și au muncit săracii pe brânci cu gândul că nouă copiilor ne va fi mai bine. Oare noi suntem capabili să transmitem un asemenea mesaj? Că s-ar cuveni și noi să transmitem un asemenea mesaj. Să învățăm că nimic nu vine de-a gata, că nu ni se cuvine totul, decât dacă merităm. Decât dacă merităm și munca, iată, domnule președinte, o valoare foarte importantă, o valoare pe care o mai uităm de multe ori, dar din păcate, cred, regimul comunist, destul de puternic în acești 40, aproape 50 de ani de comunism, acest regim a dat o altă interpretare muncii. Trăim tarele acelui moment, acelei perioade? Încerc să revin și să punctez că sunt la Putna, suntem la Putna. Ne-am referit la 1871 când am învățat câte ceva, ce învățăm astăzi la 150 de ani. Și mă gândesc așa, am făcut și eu astăzi un apel și îl fac în continuare către tineri. Haideți să găsim rețeta, să găsim soluția. Sunteți inteligenți, faceți minuni afară, haideți să facem și acasă. Să facem cu această țară ceva mai bun, intrată în Uniunea Europeană, cu resurse destul de multe și consistente la orizont. Dacă nu știi, dar Doamne fer, să nu știi a le așeza cum trebuie, nu te poți aștepta la ceva bun. Eu n-aș fi doar cu perioada comunistă care a fost cruntă. Eu aș fi aspru și cu perioada noastră și când spun asta, mă regăsesc și eu din platoul de aici, eu mă regăsesc în ea, avem păcatele noastre a unei politici, o concurență la populism, să ne punem bine cu cineva, ca sculatul de dimineață să fie uitat. Și culegem roadele astăzi, din păcate. Adică a fost o concurență. Cine dă mai mult? Din ce cămară dai? Când se golește, nu mai ai și scandalul e gata. Deci eu cred că noi trebuie să tragem linie și să ne asumăm. Să ne asumăm, adică acest cult al muncii. De ce bucovineanul e atât de harnic? Mi-au spus niște colegi din Ardeal, domnul Flutur, construim niște autostrăzi și cei mai harnici muncitori sunt din Bucovina. Și ce ciudă mi-a fost, dar o ciudă din asta prietenească. Și a zis, dar n-ar putea să vină și acasă să-și facă autostradă la noi aici? Adică, ce vreau să spun? Și în străinătate li se duce vestea românilor, sunt foarte harnici. Eu cred că un pic mai bine organizați. Și marea provocare astăzi la Putna, eu asta am văzut-o. Tinerilor dragi, haideți să așezăm foaia de parcurs a viitorului, că voi veți avea. Cum o așezăm, așa mergem. Și sunt mulți bani la orizont. Dacă știm să alocăm inteligent resursele, să punem România la treabă, eu o să vă dau un exemplu care o să vă surprindă. Aștept descentralizarea mult trâmbițată. Am venit să fiu aici să candidez ca să îmi facă noaptea mai scurtă. Nu mă trimiteți la București ca să-mi aprobe schimbarea tablei de pe un cămin cultural, că de-aia nu merge România bine. Dați-ne mai multe responsabilități.
faceți-mi noaptea mai scurtă și vă garantez că se și absorb banii și se întâmplă lucruri concrete mai repede și mai bine. Decât dacă lăsăm lucrurile centralizate. Sunt niște păcate acelor 30 de ani de tranziție. Dacă noi nu le spunem aici la Putna și nu încercăm să ne îndreptăm cu ele, o să vorbim așa, generalități, mesaje din astea patriotice, dar trebuie pus și degetul pe rană ce facem de mâine dimineață, că e luni. Și dacă de mâine dimineață, sculatul mai de dimineață, mă face să pierd niște voturi, trebuie să-mi asum acest lucru. Aici cred că a fost prea puțin curaj și de aceea îmi asum și o parte din aceste păcate. E o spovedanie de la Putna. E o spovedanie de la Putna, Părinte Stareț. E bine primită. Pe de altă parte, deseori Putna a avut un rol esențial în această organizare, să spunem, în viața din Bucovina. Și 1871 arată lucrul acesta, pentru că, sigur, au fost puține mănăstiri lăsate deschise de Imperiul Austriac. Dar cu toate acestea, cei din Berlin, din Pisa, din Paris, au ales din Cernăuți, din Arad, din Oradea, au ales mănăstirea Putna. Adică văd aici, pentru că vreau să mă leg de ceea ce spunea și domnul președinte, o legătură foarte puternică între gândirea viitorului administrativ și gândirea viitorului etern al unei, a unui areal geografic, a unei națiuni, le văd foarte legate de Putna. Mă bucur că ați, aș zice, ați împins corabia discuției noastre un pic mai la adânc, la adâncul duhovnicesc, la adâncul sufletesc, la adâncul Evangheliei noastre în cele din urmă. Putna, viețuitorii mănăstirii Putna s-au așezat în lucrarea lui Dumnezeu. Cred că Arcadie Ciupercovici la 1870-1869, când a fost contactat, 1870-1871, când a fost chiar serbarea, nu știu cât a fost el de conștient ceea ce se întâmpla în acel moment și ceea ce se plămădea atunci în sufletul acelor tineri. Probabil că a perceput, de aceea s-a și alăturat. Dar nu cred că se aștepta dintr-un început la o mișcare a sufletului acestui popor. E o însemnare, dacă nu mă înșel, în apelul al doilea pe care îl face, pe care îl fac tinerii studenți de la Viena. Din 15 iunie. Da, unde se menționează cumva acolo că se dorește ca această serbare nu să fie a lor, a tinerilor, ci să fie o expresie a întregii nații. Ci se dorește ca serbarea aceasta să fie un rezultat al adâncului duhovnicesc, adâncului sufletesc a acestui popor. Adică se dorea ceva mai mult. Și într-adevăr, ca și discuția noastră, ca și viitorul nostru, dacă se vor întâlni biserica, sau mai bine zis, virtutea, fapta, sau să merg la cuvântul Sfântului Apostol Pavel și a să-l spun doar numai pe același care arată absolut tot. Dragostea lucrătoare prin iubire, căci dragostea este aceea credința lucrătoare prin iubire. Avem o credință pe care Dumnezeu ne-a dat-o, dar credința, tot ceea credem că vrem să putem, să vrem să facem, dar toate trebuie canalizate spre comuniunea aceasta deplină și în a depăși egoismul. Căci noi, să nu uităm, egoismul este o barieră foarte mare. Părintele Iustin Popovici, Sfântul Iustin Popovici, avea să spună că, de multe ori, naționalismul rău înțeles poate fi o barieră în comuniune, în comunicare. E bine, ci trebuiește promovat acel naționalism care aduce ceea ce este valoros, adică pun în
la dispoziția celorlalți tot ceea ce eu am bun și frumos. Și nu o fac ostentativ ca să-mi arăt, ci nu, ci pentru că îl iubesc, de aceea îi dăruiesc, pentru că îl apreciez, pentru că îmi este drag ardeleanul, că îmi este drag munteanul, de aceea mă duc către el. Să nu uităm, mai devreme a fost menționat aici lucrul acesta, trecerea de peste Carpați, Cazania lui Varlaam, găsim mai multe exemplare în Transilvania decât în Moldova. Așa este. Mai multe exemplare găsim în Transilvania decât în Moldova. Ce arată aceasta? Dragostea dintre frați. În desaga preotului sau a creștinului acelui, a moșul acela cu ițare, a trecut Cazania frontiera, s-a dus. Și călugărul German Vida a dus în desagă cărți și l-a instruit pe Mihail Cogălnișanu, de exemplu. Vă dați seama. Deci, părintele are mare dreptate. Noi azi ne place să subliniem diferențele între provinciile românești. Ascultați discursurile acestea, să zicem, progresiste, între ghilimele, care spun că între ardeleni și moldoveni, între ardeleni și olteni, e o diferență ca de la cer la pământ. Greșit. Sunt diferențe. Noi trebuie să le menționăm. Dar dacă diferențele ar fi mai mari decât apropierile, n-ar mai exista România. E simplu. E ca în fizică. Dacă forțele de atracție sunt mai mari decât cele, forțele centrifuge sunt mai mari decât cele centripete, atunci există unitate. Sigur că nu trebuie să o exagerăm. Să vă spun, credeți că între Calabria și Veneto sunt asemănări așa de mari? Vai de mine. Nici la limbă au probleme și nici de înțelegere. La limbă. Uitați-vă la Bavaria și mergeți în regiunea Hamburg și Kiel, în nordul Germaniei. Și acolo, limba din Bavaria e diferită. Deci, în orice țară pot să subliniez deosebirile, dar la noi, dacă eu ascult, cum zice Creangă, ozana cea frumos curgătoare și limpede ca cristalul, pot să spun Târnava Mare, cea frumos curgătoare și limpede ca cristalul, că se potrivește. Dacă îl ascult pe Goga care zice jale duce murășul și duc tu strele crișuri, mă doare și acum că se potrivește și pe ea lumița. Sau când zice Goga trei pruni frățâni ce stau să moară, își tremur creanga lor bolnavă, un vânt le-a spânzurat de vârfuri un pumn de fire de otavă, cucuta crește prin o gradă și polomida îi leagă snopii. Ce s-a ales din casa asta, vecine Neculai al popii? Dacă din casa asta eu văd casa noastră a tuturor care se cheamă România, sigur că mă îngrijorez. Dar vin iarăși și zic că tot mai miroase via tămâios și coarm, mustos a piersici coapte și crud, a foi de nuc. Vezi din zăvoi sitarii spre alte verse duc. Ce vrea cu mine toamna pe dealul de mă-ntoarnă? Versurile astea aparțin unui muntean. Se potrivesc și în Maramureș, și în opcinele bucovinene. Adică dacă noi mergem cu jumătăți de adevăr și zicem că suntem mai uniți ca oricând și construim o țară ca în povești, greșim. Dar și dacă zicem că n-am fost capabili de nimic, că nu construim nimic, că suntem dezbinați, râd și copiii de noi. Suntem totuși membri ai Uniunii Europene. Facem parte dintr-un club al unei Europe care s-a construit nu ieri, nu alaltă ieri, s-a construit cu credința în Vechiul și Noul Testament. Asta trebuie să ne fie în minte. Europa noastră nu s-a construit prin budism, cum s-au construit alte țări de succes. Europa asta s-a construit pe o filozofie și o teologie care au fost de succes și tare mi-e teamă că dacă nu suntem atenți, o risipim treptat. Dar România e în clubul selecțiilor, să știți. Țările care fac parte din UE nu sunt țări de mâna a patra, că noi suntem mai la urmă. E adevărat, dar suntem în clubul selecțiilor. Asta ar trebui să ne dea energie, cum am văzut la tinerii de la Putna astăzi. Am ceva de spus aici. M-ați provocat, domnule președinte. Din 2016 am avut o inițiativă, Luna Diasporei, aici la Suceava. Nu neapărat mă mândresc cu asta, dar sunt mulți plecați afară, peste 100 de mii.
Și am simțit că Augustul, noi nu trebuie să ne luăm concediu, ci trebuie să-i așteptăm. Și să fim aici. Și într-o întâlnire, dintr-un cămin cultural, despre inițiative, investiții, a început un domn, cum nu se poate, un exemplu, ce-o pățit el că nu se poate. Și a sărit un altul din Italia și l-a bat jucurit și a zis, ce vorbești? Vino în Italia să-ți deschizi un service, să vezi cât e de greu acolo. Mai terminați-o cu plânsătul. Vreau să vă aud discutând pozitiv. Spune-m cum se poate, nu cum nu se poate. Vreau să mă credeți că de atunci, de câte ori am ocazia și am astfel de întâlniri și începe unul să jelească, politicos îl oprește și spun, hai să vedem unul care a făcut. Pentru că dacă ducem negativismul ăsta, ne facem niște buncăre și bocim în buncărele alea că e greu și nu se poate și nu e strămoșii noștri, înaintașii noștri, nu așa ceva au făcut, au trecut prin apă și prin foc. M-a provocat să spun lucrurile astea pentru că în întâlnirile cu luna diaspore și știe aici domnul Bostan, da, eu chiar sunt niște exemplu care mari oamenii ăștia care au trecut că e pâinea mare în Italia. Și mai spunea ceva, zice, să vii să-ți arăt cum fac eu service-ul acum. Pun o piele de căprioară peste capotă ca să nu-i o zgârii clientului să vină și data viitoare ai auzit, mă? Îi spunea ăstui la alt. Dar era o lecție pe viu de la cel care a suferit în capitalismul dur din Occident. Am ținut să spun ce m-ați provocat în sensul bun. Întâmplător cunosc și cazul despre care povestiți și asta a fost minunat pentru noi. Noi am scris ca oameni de afaceri, am scris scrisori tuturor primarilor din România și tuturor președinților de Consilii Județene și am explicat foarte clar că trebuie să reclădim această încredere ruptă de regimurile politice, după părerea mea, pentru că noi am făcut-o profesionist, am făcut sondaje. Deci am evaluat exact ceea ce cred românii plecați. Toți au plecat de greu, toți spun că clasa economică, clasa politică este coruptă și nu au încredere în România și că nu se poate face nimic. Peste 50% spun asta. Deci, pornind de la această realitate, dragostea de care spunea părintele poate repara această rană, doar dragostea reală, deci nu mincinoasă, dragostea și adevărul pot să repare rana asta. Noi am încercat, noi direct am lansat acest mesaj prin discuții directe, prin canale media, folosim toate tehnologiile cu putință și lansăm acest mesaj. Vă iubim, vă dorim acasă, avem nevoie de voi acasă, da? Ne-am dorit vecini la fel ca voi. Nu vrem să avem altfel de vecini. Pe voi vă dorim vecinii noștri în țară și suntem gata să oferim oportunități și să vă punem umorul, să vă sprijinim când aveți nevoie, informație, sprijin de orice natură, cât putem noi. Pentru că sunt oportunități acasă pe care noi, antreprenorii grupați, nu le putem fructifica, pur și simplu. Sunt oportunități în România, sute de oportunități de afaceri care nu sunt făcute. Nu este concurență suficientă, comparativ cu țările mai dezvoltate decât noi. Deci noi avem prea puțini antreprenori. Și atunci mesajul nostru a fost acesta. Este un mesaj atât de dragoste și frățietate, dar este și pragmatic. Pentru că este și moral să facem asta, dar este și pragmatic în același timp. Pentru că, gândiți-vă ce ar însemna 100.000 de români întoși, 100.000 de antreprenori și antreprenori care să facă doar o afacere cu 5 angajați sau 6 angajați, nu vorbesc de companii mari. Asta ar însemna 4-5% în plus la economia României, minim 4-5%, care ar fi o creștere fantastică și creștere solidă de oameni care vin și cu un comportament civic mai evoluat. Nu mai pot fi mințiți și folosiți ușor. Că au trăit, au avut niște experiențe care le-au adus un anumit nivel de educație civică necesar României. Acesta a fost mesajul nostru. Deci am ajuns la concluzia că dragostea este foarte importantă și realitatea lucrurilor. Pentru că ei acceptă faptul să le spui că ceva nu merge, dar trebuie să o spui să aibă încredere în tine. Deci nu există încredere. Nu există încredere între clasa politică și vorbesc chiar și de structurile birocratice
și popor. Deci cumva s-au rupt de popor, cum spunea Simeon Bărnuțu. Țineți cu poporul să nu rătăciți, revin, că mi s-a părut atât de... Am descoperit asta în timp ce făceam lucrurile astea, am descoperit citatul și mi s-a părut atât de important. Iar colegii mi-au spus astăzi că au făcut niște voxuri cu tinerii, întrebându-i ce așteptați mâine să vi se spună sau să vi se transmită la congresul de la Putna, iar domnul președinte mâine va fi în dialog cu ei. Și majoritatea au spus, vrem încredere. Exact ceea ce spune și dumneavoastră. Asta rezultă din sondajele de opinie. Și aici biserica și, nu știu, teologii pot găsi psihologi, pot găsi poate argumente mai bune decât le găsim noi ca oameni. Eu am mai discutat aceste lucruri și mărturisesc aici cu Ciprian în urmă cu câteva luni, gândindu-ne și am discutat îndelung și aici pot să spun că Ciprian fiind foarte bun în meseria lui și în afara părții tehnice de dezvoltare de radio, biserica este extraordinar, un post de radio și o televiziune profesioniste și făcute bine, în afară de asta chiar am luat câteva idei de comunicare și de tip din discuțiile avute și trebuie să mărturisesc, dar avem nevoie, după părerea mea, de vindecarea acestei răni ca să putem construi mai ușor. Și aici eu cred că, nu știu, biserica avem ar putea să aibă... Avem nevoie de familii sănătoase, de părinți sănătoși, care să crească niște tineri ca și care să dăruiască pentru ei. Un cuvânt de bătrân din satul nostru, din satele noastre, spune, dacă le-ai luat în brațe, ascultându-vă, dacă le-ai luat în brațe pe nu am și nu pot, n-ai să mai face în viață niciodată nimic. Exact. Deci nu trebuie să renunțăm, ci să acordăm acea încredere. Se spune că într-un trib undeva din sudul Africei, de pe acolo, când unul din comunitate greșește, este adus în piața comunității, și toată comunitatea trece și aduce aminte de faptele bune pe care el le-a făcut în viață. De ceea ce a făcut el bine. Deci ca să ridice, să-i acorde iarăși încredere, cu uite, se poate. Ai făcut atât bine. Poți să faci mai departe. Ei, mi-a plăcut asta, am găsit-o în semnar undeva. Deci lucrul acesta cred că noi aici trebuie să accentuăm foarte mult. Pe încrederea față în... Mai e un lucru, și profit că sunteți aici, Părinte Stareț. În august vin mulți din afara granițelor României. Spovediți, oameni care stau mult timp în străinătate. Ce le lipsește acolo? Sau de ce se întorc la Putna pentru această doză, să folosesc un termen poate mai vulgar, de spiritualitate? Mai întâi ei se întorc, vin acasă. Pământul acesta al nostru e sfânt. Poate greșesc, poate nu, dar l-am auzit o dată pe înaprea Sfințitul Ioan al Banatului, spunând în Parlamentul României, la o emisiune dintre asta, dimineața, micul dejun cu rugăciune, cam așa ceva. Zice că Dumnezeu prea bunul, țara noastră este e țara pe care a păstrat-o pentru el și ne-a dat-o nouă românilor, că într-adevăr ce ne lipsește? Avem de toate și oriunde te-ai duce. Eu am plecat, am fost puțin, nu zic, dar cât am plecat în mai nord sau mai sud, în vest sau în est, când te întorci acasă e altceva. Probabil este jertfa aceasta înaintașilor. Acum mi-a adus aminte, eram odată în satul vecin de aici, în Straja. Fusesem participat cu un alt preasfințitul primel la o mormântare. La ieșire din cimitir, o bătrână spune în alt preasfințitului, faceți o rugăciune aici, și cer acolo, o cruce simplă și un mormânt puțin lăsat, cu iarbă crescut. Faceți aici o rugăciune. Aici e mama. Aici e mama. Când a spus că aici e mama, a spus cu atâta dragoste și cu atât atașament, parcă de mâna cei de țărână, care era acolo, că mama ce era, o mână de țărână undeva acolo, ascunsă, sub brazdă. Dar aceasta arată atașamentul pe care noi îl avem față de pământul acesta. Și ce îi mai aduce pe ei? Dorul. Dar nu este un dor doar numai după frumusețea aceasta care încântă exteriorul, care privim doar noi, nu. Ce a vedea mai în adânc. Cum mai zic eu câteodată, când îl privești pe om în ochi, vezi până în inima lui. Vezi și ce este în inima lui. Adică cunoști. Ei bine,
așa este la dorul, adică dragostea aceea lor față de ce? Față de valori, față de normalitate. Căci bătrânii de care erau, i-ați amintit aici, ai satelor noastre, de ce sunt atât de frumoși? Pentru că în acea simplitate a lor, acolo găsim foarte multă lucrare lăuntrică a lor, acea smerită cugetare, care este un dar de la Dumnezeu în cele din urmă, cum mărturisesc părinții Patericului. Smerita cugetare e un dar de la Dumnezeu. Și când este, depășește smerenie, mai mare decât smerenia. Ei, cred că aceasta o găsesc, o găsim la creștinii noștri și de ce ei vin ca să se hrănească. Mai e o pildă foarte frumoasă, așa zice, că într-o familie era bunica acolo, bătrâna. Dar ea ținea echilibru familiei. În ce sens? Din punct de vedere duhovnicesc. Și că și a venit vremea când ea a plecat. Toți când se întorceau, lipsește ceva. Ce lipsea? Puterea rugăciunii bunicii. E bine rugăciunea să nu uităm. Oriunde ne ducem, spun lucrul acesta, celor care vin, unde vă duceți, dați mărturie. Prin ce? Prin faptă. Cum a spus, credința este lucrătoare prin iubire. Prin faptă. Din fapte să se vadă că sunteți creștini, că sunteți români. A fi român nu este o rușine. Motiv pentru care deseori am făcut reportaje în diaspora și am scos în evidență exemple pozitive. Sunt extraordinar de multe. Oameni care lucrează în universități, oameni care sunt cercetători, care au făcut niște afaceri foarte mari și recunoscute în societatea unde lucrează. Vă mărturisesc sincer, dacă veți merge în biserica mare și veți lua pomelnicul meu personal, scris în 1997, așa, veți găsi acolo un bilețel cu cine? Cu tinerii participanți la serbarea din 2011. Erau atât de frumoși încât le-am spus la plecare, lăsați-mă un pomelnic să vă pomenesc. Și acum i-am acolo și îi pomenesc, acum sunt la Sfântul Alt, pomenesc. Adică rugăciunea este și atrage. Tineri care în 2011 au făcut un program de guvernare aproape, România peste 20 de ani. E un program pe poate care ar trebui să fie distribuit cât mai mult, pentru că s-au întâlnit tocmai pentru a gândi ei, cei veniți, cei mai mulți din afară, cum văd România peste 20 de ani. Și un dor al lor. Un dor, și Părintele Stare spunea mai devreme despre această simplitate smerită, dar foarte demnă puternică. A românilor și foarte puternică. Care nu te îngenunchează. Și discutam. Și care nu te face să nu te îngenunchezi, ci să-ți păstrezi demnitatea ta. Și discutam după Sfânta Liturghie cu domnul președinte al Academiei Române despre Nicula, pentru că în paralel astăzi a fost o sărbătoare duhovnicească acolo, despre pricesnele atât de simple, dar profunde, pe care le-am regăsit deseori la Paris, la parohiile întemeiate de maramureșeni în Paris. Așa e. Și ele lipsesc din suflete. Știți că Părintele Stareț vorbea de ceea ce lipsește și dumneavoastră ați întrebat ce le lipsește și a pomenit cuvântul dor. Și eu am o experiență de neuitat când mi-a mărturisit un om de vârstă mijlocie că se întoarce în țară de dor. Dar zic, ce înseamnă pentru dumneavoastră dorul? Că e un cuvânt intraductibil și eu poate trebuie să le explic francezilor sau... Păi zice, pentru mine dorul este mirosul de cozonac proaspăt scos din cuptor pe care nu l-am mai simțit niciodată în altă parte. Și câteodată nu-l mai simt nici acasă, că nu se mai face cozonacul ca odinioară, dar el plutește undeva. E în aer. Dar revenind la ideea asta foarte frumoasă a încrederii. Dați-mi voie să spun că avea dreptate Bărnuțiu, țineți cu poporul ca să nu rătăciți, dar atunci când era valabil 100% acest dicton, poporul avea niște conducători extraordinari. Ca cei care au fost la Putna și erau tineri atunci, dar nu erau toți tineri, la 1871. De aceea, ca poporul să nu rătăcească, eu aș adăuga că are nevoie de conducători în care să aibă încredere.
Și acești conducători, ca să aibă poporul încredere, trebuie să emane cumva de la popor, să fie suflet din sufletul poporului. Și eu, ca istoric, știu că nouă ne-a mers bine, chiar dacă era rău și atunci, când aveam în fruntea satelor oamenii buni și bătrâni. Secole la rând, în fruntea satului era judele, părintele, gospodarul cel mai vrednic din sat și toată politica oamenilor buni și bătrâni era mersul satului, apărarea lui, credința, biserica de pe deal, pornirea plugurilor. O să ziceți, astea-s nostalgii, noi aproape nu mai avem sate. Ba, avem încă, har Domnului. Și dacă am ști să le gospodărim, bine, uite, Bucovina e un exemplu. Eu am venit din Ardeal și am trecut de la Bistrița încoace, prin toate bârgaiele și ilvele, și am ajuns la opcinele bucovinene. Am coborât la Vatra Dornei, pe un picior de plai, pe o gură de rai. Un colț de Elveție, nu exagerez, străzi întregi, la țară, seamănă bine, nu-s culori țipătoare, nu-i verde combinat cu portocaliu, se vede că gospodarii satelor au știut, lemnul se îmbină cu arhitectura de piatră și de zid, stâlpii pridvorului sunt extraordinar de frumoși făcuți și nu tulbură echilibru. Cum să spui că locurile astea nu-s binecuvântate între toate de Domnul pe pământ, vorba lui Bălcescu, când vorbește de Ardeal? Adică gospodarii deosebiți, am văzut un institut al Academiei la Vatra Dornei, demn de orice fel de țară europeană, se cheamă de economie montană, pentru că întemeietorul lui a fondat montanistica, academicianul Radu Rei. Acolo toate s-au aranjat, lemnele sunt pregătite pentru iarnă, că centrala e pe lemne, cum, nici, nu, poate, nu putea să fie altceva, că doar este lemn încă destul. Totul pus la punct, totul este, laboratoarele sunt excepționale, oamenii sunt extraordinari. Adică dacă este voință și dacă într-adevăr omul sfințește locul, nu ne împiedică nimic. Accesăm fonduri europene, scriem proiecte, trebuie să știm să o facem. Trebuie să fim bătăioși, ambițioși și mai ales să ne păstrăm demnitatea. Noi ne place câteodată să ne plângem, ne plecăm prea tare și mai zicem, ei, lasă că noi nu suntem capabili să facem ca el sau ca celălalt. Ba, suntem capabili, pentru că românii noștri din străinătate, unii dintre ei au făcut minuni, performanțe extraordinare acolo. Și atunci nu există nicio diferență. De popoare bune și rele nu sunt pe lumea asta. Nici popoare foarte, foarte dotate și popoare mai puțin dotate. Există diferențe din alte motive. Nu trebuie să aplicăm teorii greșite. Popoarele nu sunt ca oamenii. Popoarele sunt ființe colective excepționale. Dacă sunt bine ghidate și dacă este încredere între conducători și între cei conduși, nu se poate să nu facem minuni. Și merg mai departe la ideea aceasta pe care am generat-o aici, că putem fi și admirați noi românii. Domnul președinte, ne poate spune cât de mulți străini vin în Bucovina și de ce a devenit o atracție turistică? Dan, o să vreau mai întâi să vin la niște teme foarte interesante care s-au discutat. Da, Bucovina a devenit un pol de atracție. Trebuie să vă spun că am devenit a treia destinație turistică. Acum, ca număr de locuri de cazare, avem peste 18.000 de locuri de cazare. Și cele mai multe sunt în pensiuni agroturistice, calde, prietenești. Iertați, iar în preajma magnetul sunt până la Rădos nu mai e nimic liber. Magnetul este în jurul mănăstirii. Atrag ca un magnet. Eu aș vrea altceva să spun. De felul meu sunt un om emotiv. Astăzi, dacă cineva s-a uitat, am avut lacrimi în ochi când a cântat balada lui Ciprian Porumbescu. Nici nu știam cum să mă șterg, dar recunosc. Însă eu vreau să fac apel și la latura mea pragmatică. Mâine luni. Mi-e doar azi de acasă, am venit la Putna. De mâine trebuie să trăiesc. Și trebuie să spun ceva. Lipsa fondurilor, a salariilor bine plătite în tranziție, i-a făcut pe mulți să plece. Noi trebuie să judecăm la rece de ce pleacă. Dacă nu judecăm, nu găsim rețeta, nu găsim medicamentul. Ori aici, mie mi se pare că noi n-am făcut
și nu facem chiar ce trebuie, pentru că suntem într-o competiție cu ceilalți, ni se ia forța de muncă. Pentru că scrie pe un stâlp, iau chelner și dacă îl plătești mai bine, ți-l o luat și o fugit în Italia. Ce fac să pun în loc? Am intrat într-o competiție acceptată. Aici mai avem încă multe de făcut. Și eu care am venit la Suceava, o să vă spun câteva exemple. Orice investitor care vine zice, dacă ninge, cum trec tihuța? Dacă rămân viscolit. Deci nevoia de autostrăzi. Și mă leg cu lanțurile pentru asta, cu programele de guvernare, să vină și în Moldova autostrăzi. 2. Uitați-vă o chestiune gospodărească. Noi, cu partea austriacă, 143 de ani, au avut și ne-au lăsat și o amprentă de civilizație de care trebuie să vorbim și trebuie să vorbim sincer. Să recunoaște. Administrarea. Uitați-vă, am făcut o asociere, un cluster, Consiliul Județean Suceava, Primăria, Universitatea, Crescătorii de Animale și Abatoarele. Dar știți de ce am făcut-o? Pentru că am făcut un calcul, domnule președinte și oameni buni. Suceava are aproape 300.000 de hectare de pășuni și avem 300.000 de oi. O oaie pe hectar. Știți cât duce hectarul? 10 cel puțin. Deci mie mi-arată că potențialul este uriaș. Pământ am, forță de muncă este, abatoare sunt, că am făcut vreo 14 în județul Suceava. Piața externă este, trebuie să organizez lanțul și am intrat în acest lanț să fac un terminal cargo la Suceava, ca să dăm drumul crescătorilor, pentru că au rămas munții nepășunați. Știți de ce? Nu se mai găsește forță de muncă. Mergeți la munte și acum și de frica urșilor și mai multe, nu mai găsești forță de muncă. Astea sunt marile provocări de mâine dimineață. Ori eu trebuie să încerc și încerc să găsesc răspunsuri la astea, ca să noi zicem azi, vai, haideți înapoi, dar trebuie să-i ofer ceva. Aici este măestria, e nevoie de inteligența tinerilor care să ne dea rețeta și nu de pe margine, să vină să se implice în astea. Rețeta asta până la urmă înseamnă și în politică să se implice, că dacă mulți au vorbit doar în lozinci și nu au avut finalitate, poate vine o generație, junimea asta, care înțelege, decât să fiu argat la căpșuni în Spania, mă întorc acasă, mă suflic și fac ceva. Eu așa văd abordarea lucrurilor și asta le transmit tinerilor care au venit astăzi la Putna să se suflice și să vină acasă, chiar dacă uneori unii dintre noi ne vedem în pericol, că vin cu energie. Ați spus foarte frumos, Putna-i vie, e tânără mereu. Păi, Marele Ștefan are 41 de ctitorii. Vă rog să mă credeți că am lansat un program acum drumului Ștefan cel Mare. Pentru că mă simt obligat să o fac. A venit Via Maria, Via Transilvania, toate opresc la Putna, o Borna numărul 1 la Putna. Și am zis, trebuie să dăm drumul la drumului Ștefan spre cele 41 de ctitorii. 6 sunt în Basarabia și celelalte sunt în România. Cu indicatoare, să organizăm evenimente. Noi de pe 2, părintele știe, stareți, pe 2 iulie, de câțiva ani de zile, intrăm cântând cântece cu pelerinii în Putna. Și ieri am fost la Stupca și am dat drumul pe biciclete pelerini de la Ciprian Porumbescu, de la Stupca, către Putna. Deci mereu trebuie inițiative și atunci și noaptea e mai scurtă și timpul trece mai repede și ești mai tânăr și mai viu. Asta cred că ne trebuie tuturor. Părinte stareț și domnule Bostan, în ultimele 15 minute, apoi o să extrag așa de la fiecare... Așa repede au trecut cele aproape două ore. O să încerc să extrag de la fiecare o concluzie a sărbătorii de la Putna, un mesaj. Dar până atunci mi-au rămas în minte niște cuvinte pe care le-a spus Xenopol în cuvântarea festivă, pe care, încă o dată spun, o consider un testament valabil și astăzi, într-o proporție covârșitoare. Spunea că dacă Ștefan cel Mare a avut de luptă foarte mult cu un dușman exterior, acum, în 1871, dezbinarea din lăuntru, expresia pe care o folosește, este cel mai mare dușman al nostru. Și cred că și această dezbinare din lăuntru, pe care am sesizat-o în diferite nuanțe și în discursul în discuția din această seară, e
un dușman despre care trebuie să vorbim și pe care trebuie să-l luăm în considerare. Pentru că lipsa noastră de unitate, avem o unitate cât de cât geografică, o unitate administrativă, dar poate nu avem o unitate a generațiilor, poate nu avem o unitate a diverselor etaje sociale sau culturale. Cred că mai întâi această dezbinare trebuie să o recunoaștem. Cred că primul pas aici este să recunoaștem această dezbinare lăuntrică, ce este în cadrul neamul nostru. Și dacă o vom recunoaște, atunci cred că următorul pas ar trebui să spunem, bine, ce fac? Dar să nu aștept să facă celălalt, ci nu, eu ce fac? Să pun problema din punctul meu de vedere, eu ce fac? Eu sunt primul care trebuie să fac primul pas, eu sunt primul care trebuie să mă implic, să mă dăruiesc. Căci în cele din urmă, cel 1871, cât n-au avut ei, au fost și ei urmăriți. Păi Eminescu s-a retras, s-a dat deoparte, a apărut ca secretar și după aceea, chiar el mărturisește în ziarul timpul, parcă de Iași. Spune, m-am retras pentru binele serbării, pentru ca să nu deranjeze autoritățile. Și să nu mă vorbim numai de serbare de la 1871, de 1904, când au fost 400 de ani. Și atunci, cât de greu s-a organizat serbarea, dacă până atunci piedici și piedici în organizarea serbării de la Putna, când se punea 400 de ani de la strămutarea la locașul de vecea slăbitului voivod Ștefan, e bine, dar încet s-au biruit toate. Aș mai aduce acum în discuție un cuvânt, o expresie care exprimă o anumită stare pe care trebuie să o urmărim noi, aceea de odihnă. Nu e vorba de odihnă aceasta trupească, ci de acea odihnă duhovnicească. Eu să-l odihnesc pe aproapele. Eu să fac pentru el orice ca să-l odihnesc. Iar acum, când am spus aceasta, mi-am adus aminte de un exemplu din Pateric, întreabă ucenicul pe avă, dacă îl văd pe unul că el în biserică adoarme, să-l ghiontesc, să-l trezesc, adică să-l ghiontesc, să-l trezesc, și îi răspunde nu. Ia-i capul și îl pune pe picioarele tale, pe brațele tale, să se odihnească mai departe. Nu e vorba deci numai decât de o odihnă aceasta trupească, ci de aceea lăuntrică duhovnicească, adică să fii atent la nevoile, să fii atent celui de lângă. Să intri în inima lui, să-l câștigi pe el cu bunătatea ta, cu blândețea ta, cu dragostea ta. Exact ce spunea domnul președinte, fluturi, să cobori în mijlocul oamenilor și să așa este. Să simți necazurile lor, căci Maria sa Ștefan, de ce a rămas viu și puternic? Și ne adunăm la mormântul lui, ca la mormintele martirilor, că el este în cele din urmă un mărturisitor și un mărturisitor mare al credinței noastre și al dragostei de neam, de țară, de toate, căci toate, o om hrăzit cu multe daruri. Nu? Așa este descris. E bine, aceasta cred că trebuie să urmărim mult mai mult, să ne îngrijim de celălalt mai mult, să ne deschidem, să ieșim în întâmpinare, să fim acea omenie, să nu ne pierdem. Să intrăm în hora aceasta frumoasă. Că... Da, în hora frumoasă a inimilor. Frumos spus și este extraordinar. Eu cred că neunirea nu e o caracteristică a noastră acum, a României și a noastră acum. Eu cred că este o chestiune la începutul timpurilor. Întotdeauna au existat dezbinări, au existat lupte. Dacă citim Vechiul Testament, mergem în Noul Testament, dacă vedem că tot timpul s-au întâmplat aceste lucruri, important e să știm noi cum să le tratăm și să înțelegem profunzimea virtuților și profunzimea principiilor și valorilor creștine, pentru că astea tratează de fapt această boală. Și eu cred că nu suntem mai neuniți ca altă dată. Eu cred că și acum 150 de ani existau tensiuni, mândrii, orgolii. De când sunt timpurile, cred că aceste lucruri există, aceste lucruri. Important este să facem, să ne punem în starea de a face, cum spunea Brâncuș, să fim un pic
operațional, dueri, cum spune englezul, adică noi știm. S-a spus că nu avem proiect de țară, nu avem. Avem, sunt 370 de strategii scrise la guvern, le-am numărat, am făcut parte o perioadă scurtă din guvern și am numărat toate strategiile existente, unele formidabile, unele chiar le-am citit, proiecte formidabile. Problema e să fim în starea de a le pune în practică, de a găsi resursele și managerii capabili. Eu spun că noi nu avem un management capabil suficient, mă refer la managementul politic și birocratico-administrativ, la fel cum o mănăstire este condusă. Și este o sinfonie, la fel cum starețul într-o mănăstire, pentru că am văzut că totul era pus la punct. Am intrat, am văzut în stânga, în dreapta, ochiul deformat de acasă, că așa am fost crescut, am văzut că erau lucruri care se întâmplă. Și este o întreagă, la fel ca într-o companie. Da, păi un stat, da un consiliu județean, da un municipiu important. Vă dați seama cât de complicat e. Noi n-am avut această artă a managementului. Noi am avut o conducere de tip centralist, n-am avut o școală comparativ cu Occidentul. Eu cred că aici ar trebui să fie prima investiție. De asta și economia românească, să știți, care un grad de competitivitate scăzut. E considerată problema cea mai importantă a noastră. Adică noi cu același număr de oameni producem un profit de 3 ori mai mic decât o altă companie medie din vest. De ce? Pentru că această artă de a conduce și această știință, noi am fost rupți 50 de ani. De asta diaspora e de încă mai importantă, pentru că câștigând această cultură de management modern și revenind acasă, este o valoare fantastică. De ce credeți că salariile cele mai mari în Statele Unite, de exemplu, de la 1 la 10, deci dacă muncitorul are $100, al treilea în ierarhie are de cel puțin 10 ori mai mult. Deci conducătorul are un salariu absolut fantastic, pentru că el creează valoarea și el asigură tot lanțul. Diferența în Statele Unite e mult mai mare decât în Europa, între nivelul de bază și nivelul de vârf, pentru că se plătește această experiență. Să știți că sunt români plătiți în vest pe aceste poziții de management formidabile, în companii mari, care învârt miliarde și miliarde, au ajuns deja în poziții de vârf. Și cred că în momentul în care înțelegem cu toții că prioritatea este să conectăm diaspora toată cu țara, atât diaspora științifică, deci diaspora parte intelectuală, cât și diaspora la nivel de bază, de gulere albastre, să spunem, dacă se înțelege la nivel de societate asta, și mă refer când spun societate, președinte, guvern, societate civilă, academie, absolut toate forțele, biserica, cea mai importantă forță și care are și cea mai importantă conexiune cu diaspora, tot biserica ortodoxă are. Peste 1000 de parohii, cred că sunt în momentul de față, dacă nu greșesc, sunt peste 1000 de parohii. În diaspora avem peste 1000 de parohii. Peste 1000 de parohii. Este fantastică această ancoră și această legătură. Deci dacă toată lumea, și biserica a pus în acest an, totuși pe prim plan, și am văzut toate manifestările, am văzut canalele media de comunicare, eu cred că acesta este drumul și duierii, acești oameni care fac lucruri, pot să ne ajute să accelerăm cumva acest drum, care altfel va fi foarte încet, cu zbateri. Eu aș mai adăuga aici un cuvânt, pentru că l-am găsit iarăși în 1871. Pe o flamură scriam și citez: cultura e puterea popoarelor. Iar în apelul către tinerele june, către tinerile române, din 14 iunie 1871, se spunea: pe standardul junimii române e numai un cuvânt, cultură. Aș vrea ca în ultimele 3 minute, fiecare dintre dumneavoastră, și încep cu domnul președinte, să transmită un mesaj. Poate ce am luat, ce putem lua de la serbarea de la Putna și ce putem da mai departe din serbarea de la Putna. Da, serbarea e plină de învățăminte și pentru mine a fost ca un balsam sufletesc. Nu vreau să fiu triumfalist, dar vreau să vă spun că eu plec cu încredere mare de aici.
uitându-mă peste adunare și aveam avantajul că eram un pic deasupra într-o tribună, alături de înalte fețe laice și bisericești. Cele laice erau mai lângă mine, cele bisericești erau pe o altă tribună. Am plecat, plec cu mare încredere, pentru că uitându-mă am văzut tinerii lângă bătrâni, lângă maturi, lângă copii, stând împreună, n-am văzut pe nimeni cu fața tristă. Am văzut steaguri tricolore, am văzut scris prin cultură la libertate, școala lângă biserică, că așa era de mult. S-a despărțit între timp, dar nu e bine. Am văzut multă, multă bucurie pe fețele tinerilor și am văzut un fel de unire care lipsește în societate. Și atunci ar zice că dacă toate zilele noastre de acum încolo ar fi ca cele de la Putna, de la sărbătoarea adormirii Maicii Domnului, care de fapt s-a ridicat la ceruri spre viața veșnică, și pentru noi ar putea să fie un stimul pentru o viață mai bună a noastră ca indiviz, dar mai ales a marelui grup din care facem parte și care se numește Națiunea Română. Mulțumim, domnule președinte. Domnul președinte Flutur. Da, foarte scurt. Și în 1871 se spunea că n-a fost un parastas la Putna, ci a fost o celebrare a unei vieți noi. Adică vorba despre viitor, despre renașterea românească. Și astăzi cred că așa a fost. Am omagiat înaintașii noștri, Marele Ștefan și cei care au fost acolo 150 de ani, Mihai Eminescu, Slavici, Ciprian Porumbescu și ceilalți, dar am vorbit și despre viitor. Și foarte important și de apreciat că Mănăstirea Putna, nu numai acum cu această ocazie, este o școală. Să știți că aici foarte des am avut dezbateri despre problemele actuale și despre răspunsuri pentru viitor. Eu vreau să mulțumesc Bisericii Ortodoxe pentru această deschidere către tineri, către problemele sociale. Noi avem un parteneriat stat-biserică încă de 10 ani. A fost o inițiativă a noastră cu Părintele Patriarh. 105 copii care erau în asistență socială i-am externalizat la Rădăuți, la așezământul, Sfântul Așezământ de acolo. Deci, practic, biserica a venit în întâmpinare și se ocupă de acei copii. Unii dintre ei sunt studenți acum. Și avem și alte parteneriate, de exemplu, pe turism. Un secret pe care îl spun în această emisiune. Bucovina a înflorit pe turism extraordinar datorită turismului religios, a turismului cultural. Ținutul mănăstirilor. Ținutul mănăstirilor. Gândiți-vă numai acele celebre drumul ouălor încondeiate sau corturi la parcările mănăstirilor cu mâncare de post. Au venit turiști în Bucovina să mănânce mâncare de post din ciuperci de pădure, gospodinele noastre făcând așa ceva. Sunt niște nișe care aparent sunt minore, dar care au creat acest tablou frumos al Bucovinei cu care ne mândrim astăzi. Și eu sunt optimist că suntem pe drumul cel bun și de aici, de la Putna, transmit optimism și aștept românii să vină aici. Mulțumim. Ori de câte ori e nevoie să se încarce de românism fiecare. Mulțumim, Părinte Stareț. Suntem lângă mormântul strămoșului cu minte, care, așa cum spun cronicele, s-a așezat în gândul și în lucrarea lui Dumnezeu. Căci au cunoscut urmașii, căci cu Maria sa Ștefan s-a împlinit gândul și lucrarea lui Dumnezeu. De aceea și tinerii de 1871 au văzut în Sfântul Strămoș că a avut o lucrare și un gând și ei s-au așezat în gândul și în lucrarea neamului. Să ne așezăm și noi, să ne silim în a ne așeza în acel gând și acea lucrare. Să ne întrebăm de ce sunt, ce trebuie să fac și cum trebuie să ies în întâmpinarea celuilalt. Cum să-l întâmpin pe el? Să uit de mine. În momentul când vom uita de noi în sens pozitiv, adică tăruindu-mă, atunci voi înțelege și mai bine gândul și lucrarea cu Maria sa Ștefan, cu toți Sfinții Strămoși, dar, desigur, cu tinerii 1871. Mulțumim, Părinte Stareț. În ultimele secunde, domnule... Noi, cei care doresc să facă și sunt inspirați de reunirea și reconectarea tuturor românilor aflați
oriunde în lume, sunt invitați să acceseze repatriot.ro, o platformă vastă de conectare, și aplicația noastră repatriot.ro, pentru că așa vom putea acționa împreună. Noi credem în România și avem un grup destul de mare care s-a transformat deja într-o mișcare și facem acest lucru pentru că ne dorim vecini la fel ca noi și ne dorim o Românie mai bună. Mulțumim, aș adăuga și eu un cuvânt pe care l-am extras din această sărbătoare din 1871 legat de Ștefan cel Mare. Mi-a plăcut enorm de mult că o umbră de întristare era tot timpul pe chipul lui Ștefan când venea după o biruință, pentru că știa că urma o nouă luptă. Un cuvânt puternic care ne îndreptățește și ne îndreaptă către o permanentă muncă și o permanentă trezvie, cum spunea Părintele Stare. Vă mulțumesc tuturor pentru această prezență la sărbătoarea de la Putna și în emisiunea noastră și sper să ne vedem și peste 50 de ani, cum zicea domnul președinte Flutur, tot aici, la sărbarea de la Putna. Vă mulțumesc tuturor, vă mulțumim și dumneavoastră, stimați ascultători și radio ascultători, pentru că ați fost alături de noi și aș vrea să închei cu un cuvânt din 15 iunie 1871, apelul al doilea pe care l-au făcut tinerii, să venim la Putna, la mormântul lui Ștefan cel Mare, la mormântul acestui bărbat și să mărturisim cu toții că am avut un trecut și vrem avea un viitor. O seară frumoasă tuturor!